Intervenția nevoioasă a polițiștilor și pompierilor din Suceava, aceștia au adunat mercur cu mătura din spatele unei școli din localitate. Substanța este extrem de toxică și nu se știe deocamdată cum a ajuns acolo. Mergem la colegul nostru, Paul Ciurari. El știe mai multe despre procedura aplicată pentru decontaminarea zonei. Bună seara, Paul, te ascultăm! Bun găsit, într-adevăr a fost o procedură greoaie, să spunem așa, au trebuit mai multe ore pentru ca polițiștii și cei de la ISU să reușească să strângă mercurul care era împrăștiat chiar aici în spatele meu. Trebuie să subliniem faptul că cei care au venit pentru a oferi intervenția s-au chinuit cu seringi, cu mături și cu lopeți și asta pentru că mercurul este o substanță greu de manevrat. Practic au trebuit în cele din urmă să decapeze tot pământul și toată iarba din jurul meu pentru ca să culeagă toate fragmentele de mercur. Acum polițiștii au deschis un dosar penal de cercetare încercând să afle cum a ajuns mercurul aici, pentru că suntem în proximitatea unei școli. La nici 200 de metri de mine este terenul de sport al unei școli și o școală cu câteva sute de elevi. Din fericire, nimeni nu a prezentat simptome de intoxicație cu mercur, însă trebuie să subliniem faptul că substanța toxică a fost depistată chiar de către un profesor de la această școală, care a trimis un e-mail către Garda de Mediu Suceava, care la rândul ei a sesizat serviciul de arme și muniții din cadrul IPJ Suceava.